Aș vrea să citesc un pasaj din Scriptură, l-am citit cu ceva timp în urmă, Psalmul 128, din care o să pun în fața adunării câteva principii de viață folositoare. Vă rog, în numele Domnului, să vă ridicați. Psalmul 128. Ferice de omul care se teme de Domnul și umblă pe căile lui, căci atunci te bucuri de lucru mâinilor tale, ești fericit și îți merge bine, Nevasta ta este ca o viță roditoare înăuntru casei tale. Copiii tăi stau ca niște lăstari de măslin în prejurul mesei tale. Așa e binecuvântat omul care se teme de Domnul. Să te binecuvinteze Domnul din Sion, să vezi fericirea Ierusalimului în toate zilele vieții tale și să vezi pe copiii copiilor tăi pacea să fie peste Israel. Amin. Mulțumesc. Vă rog să vă reașezați. Oamenii lui Dumnezeu urmează să avem o predică pe care am intitulat-o De ce să ne temem de Domnul? Teama nu este cel mai plăcut sentiment, nu este deloc încurajatoare. Adevărul este că ne surprinde în aparență tensiunea dintre ce simțim când auzim despre teamă, și ce vrea Biblia să sugereze despre teamă. Când nouă ne este teamă, ne este frică. Când Biblia vorbește despre teama de Domnul, o prezintă în cea mai pozitivă manieră posibilă. Există o tensiune aici. În mod normal, teama de Domnul nu conduce la fericire și nici la îngrijorare. Din punct de vedere omenesc, Nimeni nu se gândește că atunci când se teamă sau îți este frică, vei ajunge să fii fericit și să scapi de îngrijorări. Expresia teama de Domnul sau frica de Domnul, pentru că le întâlnim pe ambele, este menționată de aproximativ 70 de ori în Biblie. Biblia nu spune că fericirea este produsă de teamă nicăieri, ci de teama de Domnul, adică de teama morală și plină de reverență. Teama nu are prea multă legătură cu teama de Domnul. Prima are o conotație negativă, cea de-a doua una pozitivă. Frica de Domnul este motivată de respect, de dragoste și se manifestă prin ascultare și supunere. Cine se teme de Domnul va asculta pe Domnul și se va supune sub autoritatea lui Dumnezeu. Frica de Domnul este menționată și de Solomon în Proverbe, capitolul 1, versetul 7, acolo unde spune că frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Cum anume începe un om să se facă înțelept când se teme de Dumnezeu? Dicționarul biblic definește teama sau frica de Domnul pe care Dumnezeu o dă credincioșilor săi ca să fie capabil să respecte autoritatea lui Dumnezeu, să respecte poruncile lui Dumnezeu și să urască păcatul și orice formă de rău. Isaia profețește despre Mântuitorul Iisus Hristos în capitolul 11, acolo unde spune că plăcerea lui este frica de Domnul și face referire la Domnul Iisus. Frica de Domnul creează motivația de a-i mulțumi Lui Dumnezeu și de a-l mulțumi pe Dumnezeu, de a-i fi plăcuți Lui Dumnezeu. Atunci când te tem de Domnul, când ai această frică reverențioasă față de Dumnezeu, singurul proiect pe care îl ai în minte este să-l mulțumești pe Dumnezeu. Când omul ajunge la punctul de a-l mulțumi pe Dumnezeu primește o stare de confort și de liniște sufletească foarte profundă care îi domine existența. Acest adevăr profund și complex l-a experimentat și psalmistul, care a, în Psalmul 128 de două ori versetele 1 și 4 vorbește despre teama de Domnul. Pentru cei necredincioși, frica de Domnul înseamnă în primul rând frica de judecata lui Dumnezeu. Oamenilor le este frică de judecata lui Dumnezeu. Inclusiv ateilor le este frică de judecata lui Dumnezeu. Pentru că în credința lor că Dumnezeu nu există, există și îndoiala potrivit căruia să întreabă: Dar dacă Dumnezeu există, atunci eu trebuie să-mi asum ce urmează. De asemenea, lor le este frică de moartea veșnică. Nu doar de judecata lui Dumnezeu, ci de moartea veșnică, care este despărțirea totală de Dumnezeu și pentru întotdeauna. Omul credincios, însă, când vorbește despre teama de Domnul, el vorbește despre o stare de reverență față de Dumnezeu. Reverență care se manifestă prin admirație, se manifestă prin adorare, se manifestă prin ascultare, prin supunere. De asemenea, ea se manifestă și prin uimire. Această stare de uimire explică tensiunea dintre uman și divin. Dintre uman și divin. În Evrei, în capitolul 12, scriitorul spunea, fiindcă am primit o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm. Observați care, sunt, care este definiția temei. Frici de Domnul, în perspectiva scriitorului, să ne arătăm mulțumitori, să aducem lui Dumnezeu o închinare plăcută, să aducem o închinare cu Evlavie, pentru că Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. De asemenea, este drumul spre rugăciune. Când omul se teme de Dumnezeu, se roagă lui Dumnezeu. Proverbe, capitolul 1, versetul 7, reamintesc. Dar este și temelia umblării noastre în căile lui. Este un pasaj în Deuteronom pe care aș vrea să-l citesc. Israele, ce alta cere Domnul de la tine decât să te temi de Domnul, de Domnul Dumnezeu tău? Ce altceva cere Domnul de la tine decât să umbli în căile lui? Ce altceva cere Domnul de la tine decât să iubești și să slujești Domnului din toată inima ta și din tot sufletul tău? Ce altceva cere Domnul de la tine decât să-L slujești și să te alipești de El? Și ce alta cere Domnul de la tine decât să juri pe numele Lui? El este slava ta, El este Dumnezeul tău, El a făcut în mijlocul tău aceste lucruri mari și grozave pe care le-au văzut ochii. Observați paradoxul dintre extraordinare și grozave. Din nou întâlnim tensiunea dintre conotația pozitivă și negativă. Așa cum spuneam, pentru cel necredincios, teama este un lucru de diferit în raport cu cel credincios. Pasajul pe care eu l-am citit comportă acest mesaj, această idee a temerii de Domnul. Și versetul 1 spune ferice de cine se teme de Domnul. Versetul 4 vorbește în concluzie și spune: Așa este binecuvântat omul care se teme de Domnul. Între aceste două versete, 1 și 4, este încadrată o sumară explicație ca o așteptare a lui Dumnezeu cu privire la teama de Domnul, dar și consecințele celui care se teme de Domnul. Haideți să ne uităm la versetul 1. Ferice de oricine se teme de Domnul și umblă în căile Lui observați cum se manifestă teama de Domnul, umblând în căile Domnului. Poți să pui versetul 1 pe scrin, rog? Mulțumesc! Ferice de cine se teme de Domnul și umblă în căile Lui. Versetul acesta ar putea fi citit așa. Cine se teme de Domnul va umbla în căile Lui. Cine se teme de Domnul va umbla în căile Lui. Dacă nu te temi de Domnul, este normal să, um, să nu umbli în căile lui. Dacă te temi de Domnul, este imposibil să nu umbli. În concluzie, cine nu se teme de Domnul, se vede prin faptul că nu umblă în căile lui sau cine nu umblă în căile lui este ușor de înțeles că nu se teme de Domnul. Dar observați cum începe versetul 2. Căci atunci. Căci atunci, ce se întâmplă atunci? Atunci ce înseamnă? Cine se teme de Domnul și umblă în căile Lui, în situația asta, atunci și oferă aici câteva manifestări. Prima dintre ele, atunci omul se bucură de lucrarea mâinilor Lui. Omul se bucură de lucrarea mâinilor Lui. Când? Când se teme de Domnul. Asta înseamnă că există beneficii pentru omul care se teme de Domnul. Deși deseori predicatorii spun să ne ferim de comercializarea lui Dumnezeu, adică nu-l căutăm pe Domnul doar pentru beneficii materiale, să fim vindecați, să fim binecuvântați, dar când ne temem de Domnul, Dumnezeu onorează credința prin care oamenii se tem de Domnul și umblă în căile Lui. Și una dintre ele este faptul că omul se va bucura de lucrarea mâinilor lui. Care este lucrarea mâinilor lui? Belșugul. Dar dacă e sănătos, se mai bucură de belșug? Nu prea. Dar dacă i-a murit tovarășul de viață sau un copil, se mai bucură? Nu prea. Ce înseamnă când psalmistul spune că atunci te vei bucura de lucrarea mâinilor tale? înseamnă că pe lângă belșug, toate lucrurile existențiale, toate lucrurile care sunt importante în viața unui om, vor fi așezate în rânduială de Dumnezeul care primește teama copiilor săi, frica reverențioasă. Încă ceva, ești fericit și merge bine. Același verset 2, ești fericit și îți merge bine. Există oameni fericiți care nu le merge bine? În general, cine este fericit îi va merge bine și cu ei merge bine este fericit. E din nou cauză și efect. Ambele, două cauze și două efecte, vin în urma, se teme de Domnul și umblă în căile Lui. Iată dar că este în beneficiul nostru să ne temem de Domnul. Nu este doar pentru slava Lui Dumnezeu. Când un om se teme de Domnul, el dă slavă Domnului, pentru că el se subordonează Lui Dumnezeu. El se așează sub autoritatea Dumnezeului celui prea și el îl cinstește pe Domnul și tot ce face, face pentru numele lui Dumnezeu. Dar, în timp ce el face lucrul ăsta pentru Domnul, Domnul face ceva pentru el. Domnul îi dă belșug, Domnul face fericit și Domnul face să-i meargă bine. Acestea sunt concluzii sau efecte personale. Belșug, fericire și îți merge bine. Asta înseamnă propășire. Dar observați că există și versetul 3. Între 1 și 4 există și 2 și 3, nu numai 2. Haideți să ne oprim la 3. Dacă versetul 2 vorbește despre beneficii personale, versetul 3 vorbește despre beneficii relaționale sau familiale. Uitați-vă aici. Nevasta ta este ca o viță roditoare. Ce înseamnă viță roditoare? Înseamnă producție, înseamnă avantaj, înseamnă beneficiu. O viță produce struguri. Câți? Hm, mulți. Produce câțiva struguri. Omul îi mănâncă și se bucură. Dacă nu are viță, ce face? Ce fac eu? Că n-am viță de vie. Am pus cândva și nu prea i-a mers și atunci mi-am văzut de treabă. Mă duc la prăvălie. Mă duc la prăvălie și îmi cumpăr struguri. Și când îi mănânc, de fiecare dată spun de cel puțin o dată. Ăștia nu scau aia din România, domnule. Ăștia nu scau aia din România. Nu știu la care struguri se referă psalmistul, sunt sigur că la aia din Israel, nu la aia din România, dar observați că există o comparație între nevastă și viță. Ce face vița? Produce. Are rod. E îmbelșugată nevasta lui este ca o. Observați că aici este o comparație. Asta înseamnă că nevasta e ca vița. Și cum e vița? Vița este plină de rod, vița este îmbelșugată. Ei bine, când un om se teme de Domnul și urmează căile Domnului, are o nevastă bună. Are o nevastă care trage cu casa, are o nevastă care e înțeleaptă, are o nevastă de care stau agățați strugurii de de -abia ține. Asta este imaginea belșugului. O imagine a belșugului pentru un om de la țară sau pentru un om care stă la casă, să nu spun că sunt țărani cei care au viță de vie în curte. Este imaginea unei vițe de vie care este încărcată de struguri. Și psalmistul ia această imagine și o compară cu o femeie de treabă care e căsătorită, și rodește pentru casa ei, pentru soțul ei și pentru copiii ei. Și observați că psalmistul în a doua parte a versetului 3, ca și la versetul 2, are a doua parte și aici nu mai spune de nevastă, ci spune de copii. Copiii stau ca niște lăstari de măslin în prejurul mesei tale. Observați unde se manifestă unitatea familiei în jurul mesei. Asta înseamnă că mâncau împreună. Faceau planuri împreună, vorbeau împreună, acolo, în jurul mesei. Când noi stăm la masă cu cineva, dumneavoastră știți că stăm numai cu oameni cu care ne simțim bine. Cel mai puțin intim lucru este asta la masă cu cineva. Asta la masă cu cineva înseamnă mai mult decât a mânca cu cineva. Are o oarecare notă de intimitate. Nu vă, nu vă gândiți la intimitate ca și intimitate sexuală aici. Sigur că nu. Dar pentru că spun despre intimitate, noi nu ne place să mâncăm cu oamenii, cu toți oamenii, dar ne place să mâncăm cu membrii familiei, ne place să mâncăm cu prietenii, ne place să mâncăm cu oamenii cu care ne potrivim. Cu cine ne facem noi sărbătorile? Cam asta am vrut să spun. Cam asta am vrut să spun când am vorbit despre anturajul asta la masă. Și Biblia spune, copiii tăi stau ca niște lăstari de măslini în prejurul mesei tale. Și acum se încheie cu ce a început. Să te bucuri de lucru mâinilor tale, adică să ai succes în ce faci. Să fii un om care muncește și se vede. Îți merge bine. Ai succes, ești binecuvântat, ai beneficii ești fericit. Ai o nevastă care este o femeie deosebită și ai niște copii care ți-aduc onoare și cinste în comunitate. Ei bine, așa este binecuvântat omul care se teme de Domn. În concluzie, când îți merge bine și te bucuri, este o consecință, este o binecuvântare a faptului că te temi de Domnul. Atunci când ești fericit și îți merge bine, este o consecință, este urmare a faptului că te tem de Domn Când ai o nevastă cu care faci casă și poți să mergi și la vale și la deal cu ea, e o consecință, este urmarea faptului că te temi de Domnul. Și când ai niște copii de care te bucuri și îți fac cinste și nu te îmbolnăvești nici de ficat și nici de alte organe, este o urmare, o consecință că te temi de Domnul. În concluzie, Câți dintre dumneavoastră v-ați gândit să ajungeți la succes temându-vă de Domn? Ați muncit și nu s-a întâmplat nimic. Ați spus bani peste bani și n-ați mai avut ce să mai puneți. Și n-a prea mers. Poate nu merge bine în familie, poate nu merge bine cu nevasta, poate nu merge bine cu copiii, poate, nu bine merge... poate nu merge bine cu masa din mijlocul casei, camere. Poate nu merge bine cu fericirea. Poate nu merge bine cu faptul că ar trebui să-ți meargă bine. Și atunci te întrebi, ce ar trebui să fac? Păi cu asta mă cer și vreau să o pun la punct, pe copii îi bat până îi pun la punct. Dar uitați că psalmistul are altă soluție. Începe, așa se întâmplă omului care se teme de Domnul. Și e în numeră. Are belșug, este fericit, propășește, nevastă s-a e încărcată de rod... Copiii lui sunt cuminți și stau la masă cu ei, ascultători și hotărâți să ia viața în piept. Așa este binecuvântat omul care se teme de Domnul. Îngăduiți să remar și faptul că atunci când se vorbește de binecuvântare în Vechiul Testament, se vorbește de binecuvântări materiale, dar când se vorbește în Noul Testament de binecuvântare, nu se prea mai vorbește de bine binecuvântări materiale. Din potrivă, se vorbește de persecuții, se vorbește să-ți întorci obrazul, se vorbește să rabzi, se vorbește să lași de la tine, să te umilești, să fii model, să fii exemplu. Păi când Pavel începe să spună ce s-a întâmplat cu el de când este apostol, aproape că nu mai vrei să fii apostol. Dacă citim în 1 și 2 Corinteni, despre ce i s-a întâmplat Apostolului, și n-a fost un simplu credincios. N-a fost un credincios de pe bancă. A fost cel mai prolific scriitor al Noului Testament. Și omul ăsta vorbește despre foarte multă suferință. Unde sunt binecuvântările? În Noul Testament, înțelesul cuvântului binecuvântare nu este ca și în Vechiul Testament. Binecuvântare înseamnă să fii ajutat, să fii călăuzit. Să fi condus de Dumnezeu, binecuvântare înseamnă să fii mântuit și să te bucuri de ce urmează după mântuirea lui Dumnezeu. Aceste două elemente, două înțelesuri ale binecuvântării. Ele trebuie suprapuse, amestecate și luat, luată pasta asta omogenă. Adică rezultatul la aceste două elemente amestecate când Dumnezeu binecuvintează, Dumnezeu de unde, de neunde, din piatră seacă, îți dă pâine și apă. Dumnezeu îți ascultă rugăciunea. Dumnezeu repară ce s-a stricat sau ce ai stricat. Pentru că Domnul este bun. Sunt soți sau soții care se roagă o viață pentru tovarășul de viață, care este o persoană, ai să zic, diferită. Sunt părinți care se roagă ani în șiri. Pentru ca Domnul să le aducă acasă copiii furați de diavolul. Și vine vremea bucuriei, care pune capăt plânsului, rușinii și dezamăgerii. Când omul se teme de Dumnezeu, Dumnezeu își va asuma viața acelui om. Își va asuma să aibă belșug, să aibă fericire și propășire, își va asuma să aibă o nevastă binecuvântată, să aibă copii buni, pentru că așa este binecuvântat omul care se teme de Domnul. Ce facem atunci când ne temem de Domnul? Și soția e bolnavă sau soțul e bolnav? Ce facem atunci când ne temem de Domnul și copiii nu sunt în jurul mesei? Scaunul e rece, nu l a mai încălzit copiii de mult. Copiii au plecat și sunt pe un alt drum fac alte lucruri care nu se cad a fi făcute, dar asta e alegerea lor și când se fac mari, fac ce vor. Acasă însă este un tată sau și o mamă care se teme de Domnul, dar pentru o vreme sau poate pentru întotdeauna. Acest om, bărbat sau femeie, frate sau soră, își are tovarășul de viață bolnav, care are o stare de incapacitate destul de mare, ce, fac, ce face omul acesta? Cum mai citește el Psalmul 128? Unde este fericirea? Unde este propășirea? Unde este bucuria la ceea ce produci? Unde e nevasta roditoare că te uiți la viță și nu are, nu numai că nu are ciorchini, nu mai are un bob, pe ea. Doar frunzele, te uiți la scaunele pe care stăteau copiii sau copilul și zgoale sau e gol. Atunci, ce motive mai ai să te temi de Domnul? Acum sau aici, așa, este greu să te temi de Domnul. Pentru că noi oamenii avem nevoie și să vedem, nu doar să credem. Noi suntem niște ființe materiale înconjurați de o lume materială, lume materială care are un efect, o influență puternică față de noi. Una e să vezi o mașină pe driveway și una e să vezi driveway gol. Una e să-ți auzi soția respirând lângă tine și alta este să fie locul gol. Una este să-ți auzi copiii în dormitor prezenți, cântând sau făcând altceva și alta e să fie dormitorul gol. Una este să ai doi pantofi sau să îți trebuiască doar unul sau un loc de o pereche de mănuși să-ți ajungă una. Sunt perioade în viață când a te teme de Domnul nu mai este însoțit de beneficii materiale și rămân doar beneficiile spirituale care se văd prin credință și care aduc bucurie prin credință. Dumnezeu nu lucrează la paritate și nici prin recompensă. El uneori îngăduie lucruri care sunt diferite de belșug, de propășire, de bucurie, de smerge bine, pentru că Dumnezeu lucrează când într-un fel, când în altul. Dacă lucrăm doar pentru fericire, atunci avem la dispoziție 70-80 de ani. Dar dacă lucrăm pentru Domnul, avem la dispoziție o eternitate. De fapt, nu o eternitate, că nu sunt mai multe, Eternitățile nu se numără, că e una, e articulată. Dacă lucrăm pentru belșug și propășire, pentru să bine și pentru nevastă roditoare și copii în jurul mesei, vom lucra 70-80 de ani. Dar dacă vom lucra pentru Domnul, indiferent de condiția în care mă aflu, bolnav sau sănătos, cu un tovarăș de viață sănătos sau bolnav, în mijlocul fericirii sau în mijlocul încercării, și comparația poate fi explicată prin multe alte cuvinte. Dacă credința mea în Dumnezeu este alimentată doar de foloase pământești și beneficii materiale, acea teamă de Domnul nu este una autentică, ci teama de Domnul este doar un mod de a primi beneficii omenești. Cine se teme de Domnul se va teme și ziua și noaptea. Și dimineața, și seara, și în belșug, și în încercare. Și în indiferent de, ce, de situațiile în care s-ar afla. Pavel spune cum i-a mers bine când i-a mers bine, dar spune și cum i-a mers rău când i-a mers rău. Și în ambele situații s-a temut de Domnul. Noi nu putem să controlăm împrejurările vieții decât într-o oarecare măsură. Dar ne putem controla pe noi prin Duhul Sfânt și prin credință să ne temem de Domnul, indiferent că e soare sau ploaie, indiferent că trecem prin fericire sau prin necaz. Vreau să vă cer în numele Domnului în această seară să ne angajăm, să ne temem de Domnul, indiferent de situația în care ne aflăm. Pentru că Dumnezeul care ne va vedea credința de a-L onora orică plouă, orică soare, își va deschide mâna și ne va binecuvânta după îndurarea lui și după marea lui bunătate. Oamenii lui Dumnezeu, haideți să ne rugăm.